Maia Simionescu a fost invitată azi la Colegiul HDU să povestească liceenilor despre perioada în care s-a aflat alături de marele savant care a absolvit cursurile Liceului Buzoian. Maia Simionescu este vicepreședinte al Academiei Române și director fondator al Institutului de Biologie și Patologie Celulară din București. Este profesor asociat la mai multe universități din afara țării, precum Yale din Statele Unite sau McGill din Canada, precum și doctor honoris causa al unor universități din țară. Dar în primul rând este discipolul și colaboratoarea lui George Emil Palade, primul român laureat al Premiului Nobel. Astăzi, în cadrul Ateneului, avem privilegiul de a asculta conferințând despre George Emil Palade, cu care a lucrat și cu care s-a format, de fapt, pe doamna academician Maia Simionescu. Domnilor profesori, doamnelor profesori, domnule director, dragi elevi, foști elevi ai acestui minunat liceu. În primul rând, mulțumesc mult pentru invitație. Chiar mă bucur să fiu aici. Mă bucur din diverse motive. În primul rând, chiar am emoții să fiu în liceul în care a învățat George Palade. Pe vremea când se afla la Universitatea Rockefeller în 1969, George Emil Palade a făcut o vizită în România, unde i-a cunoscut pe soții Maia și Nicolae Simionescu, doi tineri cercetători. După câteva luni de zile, la cererea sa, celor doi li s-a permis să meargă în America pentru a lucra împreună cu marele savant. A fost un lucru extrem de neobișnuit pentru acea perioadă în care socialismul domina România. În perioada în care au colaborat, Palade a primit Premiul Nobel în anul 1974. Cei trei au lucrat împreună la proiectul Transportul moleculelor din sânge spre țesuturi. Profesorul Palade, un spirit al profunzimilor, explorator și cartograf al celulei, mentor, profesor, i s-a spus și mi se pare foarte potrivit, e un virtuos al științei, al biologiei celulare și o șansă. O șansă a umanității, dar și o șansă a noastră, a României. Mulțumesc foarte mult pentru asta. Conform testamentului, cenușa savantului a fost împrăștiată jumătate deasupra Rocking Mountains din Statele Unite, iar cealaltă jumătate în Munții Carpați, la vârful Cudor. Conferința academicienei Maia Simionescu va fi transmisă integral de Campus TV weekendul viitor.